Auzi, mă doare capul. Auzi, ce s-a întâmplat? Bă, domnule Botana, trezește-te, te rog frumos! Bă, ce s-aude? Tataia, unde ești? Bă, auleu! Tataia, tataia, fugi! Bă, nu prea pot să fug, că m-a legat de mâini și de picioare! Ajută-mă, te rog, nu știu ce vrea să facă! Trebuia să te ascult, domnule Botana, trebuia să te ascult! Băi, gurița, uite! Mergem imediat tataia jos să păpăm ceva și lăsăm aici pe domnul Motan să distreze sângurel. Auleu, Granny, te rog eu frumos, lasă-l pe tataia să plece acasă, dar ia-mă pe mine în locul lui, nu-i fă nimica lui tataia, te rog frumos. În niciun caz, motanașule, tataia rămâne aici pentru totdeauna, dar o să mă mai gândesc dacă te las pe tine să pleci sau nu, că de mult mi-am dorit eu un motănaș la casa mea, dar din păcate toți ceilalți motănași au fugit, au zis că vă leleu că din fricoșătoare-i Granny. Păi chiar ești înfricoșătoare, adică ești o babă cu o bătă de baseball sau nu știu ce ai în mâna ta și cu ochii aia vai de capul lor, nici nu știu dacă te uiți în sufletul meu sau te uiți în gol. În fine, te rog frumos, lasă-l pe tataia să plece și așa are 200 de ani, săracul mai are o săptămână și nu mai știi ce-i cu el. Da, corect, am 200 de ani, îs pe moarte. Nu-mi pasă și eu am 200 de ani. Auleu, și-am făcut, păleu, domnule Botan, îmi pare așa de rău. Bă, tataia, bă, îți promit eu, o să scap de aici și o să te salvez. Mă faci să râd, motănașule, haide, tataia, mergem jos și ne distrăm, facem petreceri. Și o să-l las pe cățelul meu pe Ian Jean-Marcel cu tine, domnule Botan. Bine, lasă-l pe Marcel cu mine, dar pleacă odată, gata, pleacă, pleacă. Hai, tataia, să ne distrăm. Domnule Botan. Auleu, bă, trebuie să găsesc o soluție să-l ajut pe tataia. Lasă că găsesc eu un plan. Auleu, domnule Botan, ajută-mă. Taci, motănașule, taci din gură. Hai să ne distrăm. Auleu, bă, trebuie să scap de aici. Domnule Păianjen, Căinii Marcel, te rog frumos, dă-și mie drumul de aici. Niciodată. Nu vei scăpa de aici niciodată, domnule Motan. Te rog frumos, te rog, te rog. Uite, de ce vrei să stai cu Granny când, uite cât de frumos ești, ce talentat ești. Ce vrut să te faci când erai mic? Am vrut să fiu dansator, domnule Motan. Păi și de ce nu te faci dansator acum? Ia, dansează, moleacă, țăcați-căța, hai, eu îți cânt și tu dansezi. Răcați-căța. Gata, domnule Motan. Nu-ți voi da drumul de aici. Ajutor, domnule Botan! Nu-mi dai drumul de aici, da? Firai tu să fii... Trebuie să găsesc cu modalitate. Degeaba încerci, domnule Botan. A, da, degeaba încerc. Dă drumul la ușă! Oh, nu, se pare că ai spart ușa vinocoace, domnule Botan. Bă, Marcel, bă, cred că e ceva aici înăuntru. Hai să-ți arăt. Fii atent, deci dacă vii aici înăuntru la mine, o să vezi ceva. Nu mă păcălești, domnule Botan. Nu te păcălesc, da? Treci, bă, jos, treci de acolo, treci! Așa, hai da să ies și eu. Deschide, bă, ușa asta odată. A, nu-ți deschide ușa, da? Bine, lasă! Geronimo! Au! Trebuie să fug. Tataia, unde ești, tataia? Bă, ce s-a întâmplat cu ușile astea toate închise? Aoleu, ce mă fac? Uite, bă, că ușa asta e deschisă. Hai să mergem repede. Tataia, tataia, unde ești? Tataia, ești aici? Tataia! Bă! Fii atent, am o armă, Granny, unde ești, am o armă și nu mi-e frică să o folosesc. Granny, unde ești, Granny? Auleu, domnule Botan, te rog, ajută-mă! Bă, și ușa asta e închisă, vai de capul meu, trebuie să mă duc pe aici, vai de capul meu, tataia, unde ești, vreau să-i salvez. Se pare că a scăpat domnul Botan. Auleu, Granny mă caută acum, vai de capul meu. Bă, oare merge mașina asta? Ce să mai meargă, bă, uite-o-lea că roți, n-are nimica mașina asta. Trebuie să mă ascund aici, o aud pe Granny, auleu. Domnule Motan, ești aici în garaj? Trebuie să nu scoatem niciun sunet, gata. Se pare că nu e aici, domnul Motan, ia să mă duc eu înapoi sus. Auleu, Granny, stai, Granny, hai să vorbim mai întâi, te rog frumos, te rog, Granny, nu mă ataca, te rog, te implor, nu mă ataca. Motanașule, haide, vino sus cu mine. Ce? Să vezi ce-am pregătit eu sus acolo.
Cum adică ce ai pregătit sus acolo? Auleu, Greni, ce ai făcut cu tataia? Greni, spune-mi ce ai făcut cu tataia. O să vezi, motănașule, hai să mergem sus mai întâi. Auleu, mamă, dar grea mai ești. Mamă, vrei să spui că sunt grasă? Nu, în niciun caz, dar hai că mă duc eu înainte și îmi vii tu din spate, ok? Bine, domnule Mătan, fă-ți mai repede sus până nu vrem și te prind. Auleu, bă, acum mă duc, acum. Mă scuz, olea, că Greni, gata, mă duc sus. Auleu, bă, ce unde-i tataia, 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 uite, ești tataia. Auleu, bă. Bă, ce-i cu carnea asta proaspătă? Tataia? Tataia? Domnule Mătan! Greni, ce-ai făcut cu tataia? Ce-s cu cârligile astea? Ce-i cu carnea asta? Ce-ai făcut cu tataia? L-ai făcut în hamburger? L-ai transformat în hamburger? Tataia, tataia, vorbește cu mine, tataia, te rog! Era atât de tânăr, tataia, uite ce-a făcut de tine! Tataia, unde ești? Domnule Mătan, calmează-te! Asta nu-i carne de tataia! Cum adică nu-i carne de tataia? Atunci unde-i tataia? Păi tataia se relaxează acum, e în grădină! Poftim? Bă, tataia, bă! Bă, tataia! Tataia, unde ești? Tataia! Ce-i face, domnule Mătane? Ui, dacă stau să mă gândesc, Greni nu-i așa de răi! Vrea doar să ne facă ceva de mâncare, să vorbească cu noi. O zis că se simte foarte singură. Și știi ce m-am gândit? Ce te-ai gândit, bă, tataia? Ia spune-mi! S-o luăm la noi acasă! Ce-i zis, tataia? Da, ui, doar ce are, dacă vine cu noi acasă! Bă, niciun caz, bă! Tu vezi cât e înfricoșătoare, ui! Ui! Așa se întâmplă, oamenii mai sunt înfricoșători, dar pe dedesubt sunt drăguți, ca Greni, adică ea e urâtă pe din afară, dar pe dinăuntru e frumoasă. Cum adică tataia? Sunt urâtă? Greni, nu vreau să fiu rău, dar dacă m-aș treză noaptea și m-aș uita în ochii tăi, aș muri de spaimă. E bine, înțeleg și eu chestia asta, pentru că chiar sunt foarte urâtă și foarte singură, așa că vă rog frumos, luați-mă cu voi. Păi, cum adică să te luăm cu noi după ce când ne-ai închis sus? Dar nu v-am închis, acolo e camera de oaspeți, domnule Mătan, și o trebuie să vă țin acolo până am terminat mâncarea. Ai de capul meu, bă, nu mai înțeleg nimic, Greni bun acum. Ui, domnule Mătan, eu ți-am zis, Greni de treabă e, așa că hai să o luăm la noi acasă și o să vezi că o să fii foarte șmecher. Bă, nu știu ce să zic, bă. Hai să gust totuși. Bă, dar cei mai buni burgeri. Mamă, ce buni-s burgeri. Mă bucur că-ți plac, domnule Mătan, așa că hai să mergem la voi acasă acum. Auleu, bă, cred că o să fie o greșeală enormă ce o să fac acum, dar... Bine, Greni, te luăm la noi acasă. Yee, ce bucuros ești! Hai da, să mergem! Bine, hai să mergem acasă, hai da! Vai, Greni, cât de bucuros sunt că ai venit să stai la noi. Da, și eu sunt bucuroasă. Foarte bucuroasă. Mulțumesc din nou, domnule Mătan. Bă, nu-mi pasă. Bucurați-vă voi în liniștea voastră că eu mă duc să mă culc. Hopa, stai așa. Ce vrei, bă, tataia? Zim, ce mai dorești de la viață? Vezi că dorm eu sus acolo acum. Poftim? Și unde să dorm, bă? Păi, ți-aș fi spus că în baie, doar că în baie o să doarmă Marcel. Cum adică, bă? Nici în cameră la mine, nici în baie. Dar unde să dorm? În subsol? Nu, în subsol și-au adus Greni toate lucrurile și nici acolo n-ai loc. În sufragerie? Nu, că aici o să stau să mă uit la televizor. Păi și unde, bă, tataia? În hambar. În hambar? Da, în hambar. Dacă vrei tu, te culci în cotețul de găini. Nu mai pot, de ce am acceptat? De ce, doamne, de ce am acceptat să iau la mine, de ce? Bine. Doar pentru seara asta, că mâine vă trimit înapoi la Motănești. Cum adică? Ai de capul tău, domnule Mătan, te urăsc. Taci, bă, din gură, că dacă nu eram eu, nu vei veni Greni aici. Ai. Bine, domnule Mătan, du-te și ia ceva de mâncare, că trebuie să pregătim aici ceva frumos o petrecere. Nu mai pot, tataia. Bine, mă duc, dar nu știu când ajung. Mă duc să mă văd și cu bebegică. Marcel, un lucru am să-ți spun. Ai grijă ce faci, nu-mi distrugi casa. Da, domnule Mătan, așa voi face. Hai cum mă duc să mă văd cu bebegică, că nu mai pot. Măcar unul normal să văd și eu în ziua de astăzi. Că nu mai pot să văd nebuni la casa mea. Auleu. Hai, bă, să mă duc odată să mă văd cu bebegică, să beau ceva cu el, că nu mai pot. Bă, firarea de ușă, că nu mai pot, o sparg. Mă scuzați, domnul barman. Bă, dar unde-i barmanul? Bă, bebegică, bă, dar ce faci? Ui, ce să fac? Îl așteptam și eu pe domnul barman, că nu mai venit de ceva timp. Dar acum că ai venit și tu, ia povestește-mi, ce ai mai făcut tu, băieti?
Păi ce am făcut, bă, bebegică? Hai să zic o chestie. Ceva foarte surprinzător. Surprinzător? Ce vrei să-mi spui? Ia spune. Păi, tataia și-o găsit prietenă. Nu mă așteptam că o să vii la mine cu o glumă așa de bună. Da, îți mulțumesc. Chiar am râs foarte tare. Bă, nu e o glumă. Chiar și-o făcut prietenă. Hai, domnule Motan, că nu mai ține gluma. Bă, prietena lui știi cine-i? Opa, stai grevi serios. Cine-i prietena lui, domnule Motan? Bă, prietena lui e Granny. Ce zise? Da, bă, e Granny. Aveți grijă cu Granny, că am auzit povești foarte înfricoșătoare despre ea, de când eram mic tata-n povestea de ea. Ce-ți povestea, bă, bebegică? Că-i place să chemi Motan la ea și îi vrăjești într-un fel și îi faci să o asculte pe ea tot timpul. Și după ce Granny ajunge la ei acasă, îi devorează. Poftim? Da, am auzit atât de multe povești cu săracii motani devorați de Granny. Trebuie să scap de ea, domnule Motan, ca să nu fii și tu devorat de ea. Auleu, bă, bebecică, asta e foarte rău, apoi l-am lăsat pe tataia singur cu Granny. Ce-ai făcut, ei? Auleu, bebecică, hai cu mine, repede. Nu cred că pot să vin, că mi-a rupt piciorul. Ce picior, bă, n-ai niciun picior, vino cu mine. Au, mă doare, uite, mi-ai rupt și mâna, aaa! Vin încoace, bă, cu mine, trebuie să-l salvăm pe tataia, trebuie să scăpăm de Granny, hai, da, mai repede. Auleu, domnule Motan, în ce te-ai mai băgat așa acum? Bă, nu m-am băgat, eu m-am băgat tataia, așa că, hai, da, să mă ajut să-l salvez și să-i zicem amândoi cât de nebun e tataia că v-a vrut să se întâlnească cu Granny. Hai, da, domnule Motan, mai repede, până nu-i prea târziu, hai, da! Hai, bebegică, să ne grăbim! Adă-vă, domnule Motan, poate nu-i prea târziu! Tataia, bă, tataia, bă, tataia, unde ești? Bă, ce s-a întâmplat aici în casă? Tataia! Opa, ce faceți copilaș aici? Granny, unde-i tataia? Nu-i nicăierea, doarme! Bă, domnule Motan, stai calm că n-am nimica! De ce l-aud din subsol? Doarme în subsol! Tataia, ce faci acolo? Ce să facă, domnule Motan? Bă, tataia, ce se întâmplă aici? Păi vreau Granny să-mi facă masaj și m-au agățat aici sus. Dar stai calm, măi, că abia aștept să-mi facă masajul ăsta. Uite că aduce ea un fierăstrău super șmecher care face masaj. Fierăstrău super șmecher care face masaj. Bă, tataia, tu nu realizezi că vrea să te devorezi? Dă-i treabă, domnule Motan, nu vrea să mă devorezi nica, stai calm. Aoleu, ești sub vraja ei, trebuie să facem ceva. Bebegică, cum rupim vraja? Trebuie să o batem pe Granny și să o trimitem departe de aici ca să nu mai aibă puterii vrajei asupra lui tataia. A, da? Granny, o să simți furia domnului Motan acum. Hai, da, să te văd, motanașule. Pe lângă tataia o să mai mănânc un motan în seara asta. Nu o să mai mănânci niciun motan. Marcel, vin încoace și mă ajută. Bă, bebegică, cred că... Auleu, e Marcel acolo. Cred că tu te duci să te joci cu Marcel, cât eu mă bat cu Granny. Ue, nu, dar mi-e frică de păianjen. Păi stai calm, că ăsta e și câinii și păianjen. Ue, dar mi-e frică și de câinii și de păianjen. Acum, Granny, că Marcel e ocupat cu bebegică, hai să ne batim unu la unu. Hai da, ia de aici, ia de aici, Granny. O să te distrug, Granny. Vine încoace, treci afară să-ți arăt eu o șmecherie. Am învățat-o în armata asta. Unde în armată, domnule Motan, că tu n-ai făcut armată? A, da, n-am făcut armată. Ia de aici, au! Ia de aici, aaa! Ești imun la bombi, ce se întâmplă? Domnule Motan, în 20.000 de ani de viață mai înveți să mai fii imună și la bombi. A, da? Ia vin încoace să-ți arăt eu. Aaa! Ia de aici, Granny! Ah, te-am bătut! Granny, ia de aici! Ieși, pleacă de aici! Pleacă de aici și lasă-mă în pace și pe mine și pe tata să nu te mai prind niciodată pe aici! Domnule Motan, crezi că ai scăpat, da? O să mă întorc, eu promit! Lasă că nu te mai întorci, bă, niciodată! Bebegică, care-i treaba? M-am distrat cu Marcel, acum fugi! L-am bătut tare! L-ai bătut tare, bă, că s-o săturat de tine, s-o plictisit să te bată și o pleca de asta, bă. Tataia, vin încoace, ești bine? Bă, domnule Motane, zi-și mie, ce-i caută aici sus? Păi asta mă întreb și eu, bă. Au, m-ai scăpat și în cap. Ui,
Atâta țin minte, că m-au luat greine atunci, că tu erai în celulă și de atunci nu mai țin minte nică. M-au vrăjit, ce mi-au făcut? Da, bă, tataia a pus o vrajă pe tine ca să nu mai înțelegi ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Dar ai noroc că nepoțelul tău a reușit să o distrugă și să o alungi de aici. Ui, poate o să se întoarcă. Nu se întoarce, pentru că înainte să o distrug, i-am lăsat un bilețel în buzunar. Ce bilețel ai lăsat? Cu adresă, bă. Ui, sper că nu i-ai dat adresa noastră, că nu ești nebun la cap, nu? Bă, tataia, bă, în niciun caz, bă, i-am dat adresa lui Păpușel, bă. Lui Păpușel, ui, tu ești nebun la cap, dacă săracul o să fie devorat de Granny. N-ai treabă, bă, e la fel de șmecher ca mine, nu cred că o să fie el devorat, așa că hai da, să strângem în casă și ne punem la somn, că nu mai pot. Hai da, domnule Motan, și de acum nu mă mai duc niciodată la întâlniri cu o femeie pe care o găsesc pe Facebook. Da, bă, corect, hai da, să ne apucăm să strângem și să dormim.